Ce să nu faci niciodată după ce ai mâncat? Iată câteva sfaturi elementare de la medici pe care trebuie să le respectăm. Nu fuma! Cercetările au arătat că fumatul după ce ai mâncat este foarte dăunător. O țigare după o masă copioasă echivalează cu 10 țigarete fumate în alt interval. Implicit, riscul de cancer este mult mai mare. Nu consuma fructe. Fructele nu se consumă după ce ai mâncat, pentru că acestea fermentează și balonează. Ideal este să consumi fructe la 2 ore distanță după ce ai mâncat sau cu o oră înainte de masa principală. Frunzele de cei sunt acide și astfel digestia este îngreunată. Apa poate stimula circulația periferică, reducând nivelul de sânge din tubul digestiv, iar procesul de digestie din stomac este încetinit. Nu te culca! Dacă adormi imediat după ce ai mâncat, alimentele nu pot fi digerate corect și toate astea duc la indigestie, reflux gastric și chiar infecții intestinale. De altfel, nu este recomandat nici să facem mișcare după ce am mâncat. Dacă te regăsești în una din aceste puncte pe care le-am menționat mai devreme, lasă-mi un comentariu în secțiunea specială de lângă videoclip.